picioare și să citim câteva versete, sau chiar tot Psalmul 20, nu-i foarte lung, 9 versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt, să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea tot ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale și putem spune, Domnul să ne asculte toate dorințele noastre. Amin. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. În această dupămasă vrem ca în acest timp să-L chemăm pe Domnul. Pe Domnul. Să-L chemăm pe Domnul în mijlocul nostru și să-L lăudăm pe El. Cuvântul spune, David spune că cei neprihăniți și ei au parte, poate cad, dar ei se ridică. Domnul să ne ajute, dacă suntem jos, să ne ridicăm și să stăm în picioare și să lăudăm din toată inima. Haideți să lăudăm pe Domnul și la această dupămasă.
Așa vorbește Domnul, care te-a croit, care ți-a croit un drum prin mare și o cărare pe apele cele puternice, care a scos care și cari, o știre de războinici vitești, urcați odată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele mai vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râu în locuri secetoase. Fiarele câmpului vor slăvi șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râu în locuri secetoase, ca să adăm pe poporul meu cel ales. Dumneavoastră, noi suntem poporul lui Dumnezeu, cel care ne-a ales. El ne-a ales pe noi. Și El, aceasta este promisiunea Lui, cuvântul Lui este da și amin. Cuvântul Lui, El rămâne credincios promisiunii Lui. Și dacă El a spus că ne va face un drum și ne va croi o cale, noi trebuie să credem aceste lucruri. Da. Aici este vorba, voi face lucruri noi. Oare suntem noi gata să acceptăm lucrurile noi pe care Dumnezeu vrea să le facă cu noi? Dumnezeu a spus că dă Duhul Lui, care este călăuzirea noastră. Oare ne prefacem noi prin înnoirea minții în fiecare zi ca să putem să fim adaptați la gândirea și perspectiva lui Dumnezeu? Dumnezeu e gata să facă lucruri noi cu fiecare dintre noi. Și aș vrea să spunem fiecare amin în dreptul nostru, pentru că voia lui Dumnezeu se va duce la îndeplinire. Dar întrebarea e, vom fi noi sau Dumnezeu își va face lucrarea cu altcineva? De aceea, prin următoarea cântare, vrem să spunem, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Folosește-te de mine ca să faci lucruri noi în generația mea, la locul meu de muncă, la școală, în societate. Folosește-te de mine. Yeah.
înțeles că această seară e o seară de tineri și noi la Cluj, la Betel, obișnim când avem serile de tineri, s-a introdus un moment mai special, microfonul deschis. În acest timp, tineri din sală se ridică și își zic mărturia sau o experiență prin care Domnul i-a îndrumat, i-a încurajat, o experiență personală și prin asta și ceilalți care ascultă și cei care poate ne urmăresc online peste câteva zile sau peste ceva timp pot să fie încurajați. Și vă lansez, vă pe Sami, îl salut, el e familiarizat cu conceptul ăsta și Amalia și dacă mai sunteți din Cluj aici, dar o să, s-au înscris câțiva, avem trei mărturii, dar după asta puteți să ridicați o mână, veniți în față și dacă Dumnezeu va vorbi, nu trebuie să fiți, nu este obligatoriu să fiți tineri sau așa, puteți să fiți și la a doua tinerețe. Puteți să veniți, dacă Dumnezeu v-a vorbit, puteți să veniți să vă ziceți mărturia sau experiență scurtă prin care să fim încurajați. De aceea, vă las pe Naomi, după aceea o să fie Mili, după aceea Teofana și dacă mai ies și alții, ridicați o mână și veniți aici în față, să ne încurajați. Vă salut cu pace pe toți și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare parte. Mă bucur foarte mult că pot să fiu cu voi la părtășie. Sunteți o biserică foarte primitoare și foarte bucuroasă, așa că aveți o aspect. S-a simțit călvera voastră de la început. Vreau să împărtășesc cu voi o experiență prin care mi-a arătat Dumnezeu încă o dată că planul Lui pentru mine e mai bun. Experiența asta e din anii universitari. Eu acum am terminat facultatea de, adică la medicină, am studiat la medicină, specializarea banio-fizio-kinetoterapie și recuperare medicală. Asta include mai multe, masaj, dacă îți rupe o mână, spate, așa, recuperare medicală. Și în anii ăștia m-a învățat Dumnezeu că, chiar dacă îi dureros, câteodată planul lui îi dureros, am învățat că e cea mai bună variantă pentru mine, pentru că mai mult decât fericiți, Dumnezeu ne vrea mântuiți. Și asta este, cred eu, cel mai important, pentru că ținta noastră e să fim acolo sus cu El. Eram în anul 2, adică am intrat, urma să intru în anul 2 de facultate și primul an l-am făcut la buget, deci nu a trebuit să plătesc nicio taxă, dar așa s-a întâmplat că al doilea an am trecut la taxă, urma să plătesc o taxă care era destul de mare pentru bugetul familiei mele. Am fost puțin frământată la început, când am văzut că chiar la sfârșitul primului an mi-a dat repartizarea, am văzut că am trecut la taxă, am fost puțin dezamăgită, dar aveam așa în mine un gând, Domnul o să poartă de grijă în legătură cu asta. Eram foarte bucuroasă, nu am fost stresată, până la urmă mi-a trecut, o vine vară, m-am bucurat de vară și a început anul 2. Taxa noastră puteam să o plătim în două tranșe. Am plătit prima tranșă, nu părea nimica, mi-a dat părinții mei banii, era totul, părea ușor. La a doua tranșă, prima tranșă trebuia plătită în octombrie, a doua tranșă în februarie, am simțit așa o super mare tensiune, pentru că am văzut că tata mea tot amâna să-mi dea banii. Știa că trebuie să-mi dea banii și totdeauna nu înțelegeam de ce amână. Și atunci am început așa să mă frământ, pentru că știam că banii ăștia nu erau foarte ușor pentru ca părinții mei să-i obțină. Și am început să mă frământ. Am văzut că vine, mai sunt 3 zile și expiră. Termenul era ok, eu trebuie să merg. Adică nu-mi place să fiu chiar pe ultima sută de metri, dar nu știam ce se întâmplă. Și știam că pentru ca să continui facultatea trebuie să plătesc taxa aia. Și, clar, speranța mea începea să cadă, credința mea începea să scadă, deși ar fi trebuit să crească, dar a ajuns a treia zi, adică ultima zi chiar, și mi-a dat tata mea banii, era așa o tensiune în capul meu, poate și eu mă frământeam prea mult, dar pentru mine era o povară lucrul ăsta, pentru că mă simțeam într-adevăr o povară. Părinții mei niciodată nu mi-au zis asta,
tot timpul, da, Naomi, tu spune că n-ai nevoie de ceva, noi îți facem, dar că eu eram conștientă de asta. Ok, m-am dus la facultate, am pus bani acolo, am dat buletinul, m-a căutat doamna aia în baza de date și nu m-a găsit nicicum. Și mă gândeam, doamne, cum nu mă găsește femeia asta aici? Adică eu am studiat aici, studiez încă aici, de ce nu mă găsește? M-a căutat încă o dată, a treia oară m-a căutat și nu m-a găsit și a zis că tu, Naomi, nu figurezi aici, ai plătit cumva taxa și o plătit cineva pentru tine? Și am zis, eram în gândul meu, vai, doamne, dacă ai face tu o minune. Era așa un dialog în mintea mea, eram, Naomi, știi că Domnul nu stă chiar așa, adică Domnul stă, nu-ți bagă în straiță, totuși trebuie să muncești pentru banii, nu-i primești așa, să plătit cineva facultatea. Și în gândul meu era un complet dialog, se spăteau parcă două voci, dar Naomi, la Dumnezeu poate, știi că tu la Dumnezeu poți să vii cu tot, că El poate. Eram așa o frământare și am zis că, Doamne, tu dacă vrei, poți. Eu acum aștept să vă răspunsul, dacă trebuie plătesc banii ăștia, dacă nu, ar fi o super minune pentru mine. Și am zis femeia asta, hai să te caut la lista de plătit. Poate că a plătit cineva pentru tine. Și eu eram și mai în extaz. Și am căutat pe lista aia și, într-adevăr, eram pe lista aia. Cineva a plătit pentru mine și nici în ziua de astăzi nu știu cine a plătit pentru mine, dar eu sunt convinsă că Dumnezeu a făcut minunea asta pentru mine. Mi-a scos și o dovadă, data când a fost plătită. Și a fost foarte interesant, pentru că eu m-am dus să plătesc în 4 octombrie prima tranșă de bani și aialaltă era plătită în 3 octombrie. Și am zis, wow! Și eu plătisem în 4 octombrie, îmi scria pe adeverință prima tranșă, dar de fapt prima tranșă era plătită în 3, o zi înainte. Erau lucruri care pentru mine nu băteau. Era chiar acolo mi s-a părut o minune de la Dumnezeu. Mi-a arătat că chiar dacă a fost o suferință, o frământare pentru mine, El a plătit pentru mine. Și paralel cu viața spirituală și universitatea, ca să o continui, să o termin, eu trebuia să plătesc ceva. Și viața noastră spirituală, ca să o putem continua să creștem la anul 3, la anul 4, la un alt nivel spiritual, ar trebui să fim datori să plătim ceva. Dar pentru noi a plătit deja Iisus. A plătit la cruce și El s-a dat jertfă pentru noi toți, deși nu meritam, nici eu nu meritam să plătească taxa asta, care pentru mine era mare, dar pentru Dumnezeu nimic nu e prea mare. Chiar dacă nu merităm lucrul ăsta, Dumnezeu în fiecare zi așteaptă de la noi o inimă sinceră. Mai mult de atât, Dumnezeu a plătit restul pentru noi. Tot ce așteaptă de la noi e inima noastră sinceră și o atitudine de smerenie înaintea Lui. Și îți convinsă că Dumnezeu cu fiecare dintre voi are un plan deosebite și aveți experiențe fiecare și mă rog ca Domnul să ne deschidă ochii, să putem să-L vedem, pentru că El chiar merită toată gloria și cinstea noastră din fiecare moment, indiferent că e greu. Poate acum ni se pare greu. Pentru mine atunci a fost într-adevăr o povară, dar după aia am văzut minunea Lui și poate nu eram așa întărită dacă nu se întâmpla așa. O trebuie să trec prin greutatea asta ca să-mi dau seama că Dumnezeu e în controlul fiecarei situații. Și vă încurajez să credeți în El, oricât de greu ar fi situația în care vă aflați, El poate. Și nu e prea greu pentru El să facă nimic, să facă tot. Mă bucur și eu să fiu în această seară cu dumneavoastră. Oscilam dacă să spun mărturia asta sau nu, voiam să merg o variantă mai sigură, pentru că e destul de greu pentru mine ceea ce vă spune. Dar am sentimentul că poate sunt persoane aici care au nevoie să audă lucrurile acestea. Astăzi, de dimineață, s-a cântat o anumită cântare. Facă-mi-se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Și mă gândeam cu mintea de acum cât de des am cântat această cântare fără să am habar ce spun. La ce mă refer? În familia mea au avut loc destul de multe încercări. Trei frați am avut, trei frați au fost bolnavi de cancer. Și unul dintre ei, care printre altele avea și un diagnostic de boală neurologică tetraparesă spastică, acum 2 ani a început să aibă anumite simptome, au fost dureri de spate foarte puternice, a trebuit dus la doctor și după ceva RMN-uri s-a găsit o tumoră de dimensiuni foarte mari undeva în zona sacrată.
După aceea am început tot felul de investigații, nimeni nu voia să se bage să-l opereze, familia mea era în vervă, tot pe la spital, el trebuia ajutat, nu putea să stea neînsoțit. Și făceam tot curândul, avem o familie mare, 6 copii, și făceam tot curândul, mergeam să avem grijă de el, am stat prin spitale luni de zile, am îngrijit de el, biserica se ruga împreună cu noi, dar în perioada aceea au fost și mulți oameni care nu au știut să încurajeze, ne-au spus poate că familia voastră trebuie să se pocăiască din cauza păcatelor voastre, de aia vi se întâmplă asta, vă pedepsește Dumnezeu. Sau alții, trebuie să crezi mai mult, trebuie să faci tu ceva să crezi, că din cauza necredinței voastre se întâmplă treaba asta. Dar eu știam în inima mea, la ceilalți doi frați ai mei, am știut în inima mea de la început că Dumnezeu vrea să-i vindece. Pe când la acest frate al meu am simțit de la început că Dumnezeu are alt plan cu el și că el îl va lua în cele din urmă la el. Și pe baza acestei încredințări, eu nu mă puteam ruga împotriva voiei lui Dumnezeu. Eu puteam să mă rog doar, Doamne, facă-se voia ta. Dar nu întotdeauna voia lui Dumnezeu este și voia noastră. Și alinierea planurilor noastre după planurile lui Dumnezeu este foarte dureroasă pentru noi. Ceea ce încerc să spun este că în perioada aceea, credința pentru mine nu a însemnat vindecarea fratelui meu, ci a însemnat ca în mijlocul suferinței să cred că Dumnezeu este un Tată bun. Aleluia. Amin. Să cred că deși se întâmplă ce se întâmplă, deși sufeream cu toții, Dumnezeu că este un Tată bun. Aleluia. Și cred că poate sunt oameni astăzi care trec prin anumite încercări, prin suferințe și se gândesc, Doamne, dar de ce mi se întâmplă asta? Doamne, dar Tu unde ești? Într-o perioadă în care Dumnezeu parcă nu răspunde la nicio rugăciune și în care cerul tace și în care te rogi, postești și te pocăiești. Îți dorești din toată inima că Dumnezeu să te asculte. Să crezi cu tărie că Dumnezeu este același și că El este un Tată bun. Chiar și în momentele acelea. Și asta vreau să vă încurajez astăzi. Chiar dacă treceți prin încercare, chiar dacă Dumnezeu nu mai bunul vi se pare acum. El este bun. El este bun și încercările astea nu fac decât să ne orienteze spre veșnicie. Amin. Și gândurile noastre să fie spre perioada aceea când ne vom reîntâlni cu El. Amin. Și când nu vom mai fi nicio suferință și când lacrimile vor dispărea. Și când nu vom mai întreba de ce, pentru că vom ști de ce. Cum spunea Apostolul Pavel, că acum privim ca într-o oglindă, dar atunci vom vedea față în față și atunci vom cunoaște de plin. Și atunci nu ne vom mai pune întrebările acelea, ci vom ști de plin că Dumnezeu este un Tată bun care a știut ce să facă pentru noi și a făcut voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Să împărtășesc și eu o experiență. Lucrez în cadrul medical și sunt adică în cadrul medical, lucrez în domeniul medical și în fiecare zi interacționez cu mulți pacienți. Și aș vrea să mai împărtășesc o experiență de la începutul pandemiei. Era prin una februarie, să zic așa, începutul lui martie. Și când mergeam la lucru, simțeam deja mulți zumzeți, agitație, panică între colegi. Și asta, toate discuțiile noastre erau îndreptate spre baia, zic că au ajuns nu știu cine din nu știu ce țară, avionul cu nu știu cine vine cu nu știu ce avion. Și începea să audă primul caz și care a apărut în România și toți colegii erau așa agitați și asta m-a făcut și pe mine să mă ajung să mă duc cu groază la locul de muncă și să mă duc cu teamă și să mă afecteze efectiv când veneam de la locul de muncă să fiu foarte estenuată și psihic și fizic pentru că lăsam ca lucrurile astea să mă încarce. Până ce Dumnezeu m-a făcut conștientă de un verset pe care îl știam de mult timp, dar mi l-a adus așa, parcă punctual, într-o dimineață, foarte actualizat. Și mi-a zis, tu știi lucrul ăsta în nivel teoretic, tu trebuie să pui cuvântul acela în practică. Și anume din 2 Timotei, versetul 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine. Și eu am ieșit în evidență, Dumnezeu mi-a dat un duh de frică. Peste mine deja a început să se vină un duh de frică, de teamă,
Și în acea dimineață am început să mă rog, Doamne, Tu ai spus că nu ne-ai dat o dute, fiindcă că noi suntem copiii Tăi, suntem protejați prin sângele lui Iisus Hristos. Și în acea zi, când am început să intru în tură, am început să cer protecția Domnului și am simțit cum acel duh de frică m-a lăsat. Asta nu înseamnă că după aia nu a venit, pentru că eram în același mediu. Da, dar eu eram conștientă că puterea care era în mine era mult mai mare decât tot ceea ce se întâmpla în jur. De aceea nu știu care este situația cu care vă confruntați fiecare dintre dumneavoastră, care e frica, care e muntele, dar să nu uitați că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică și noi avem o autoritate prin sângele lui Iisus Hristos să cerem protecție și să poruncim oricărui duh să plece. Și o altă experiență a fost momentul în care, cum spunea și mărturia anterioară, e greu uneori să accepți voia lui Dumnezeu, mai ales când atunci când planurile lui nu sunt, și gândurile lui de departe, mari și mărețe, dar de, la distanță de mare față de gândurile noastre. A fost momentul în care tatăl meu trebuia să aibă o intervenție de corp deschis, adică să îi se reducă temperatura corpului cât să supraviețuiască și să-i se schimbă o valve pe inimă. El avea anumită vârstă și eram conștient că, ca și familie, am încercat toate situațiile, să zic așa, soluțiile posibile, ca să nu trebuiască să intervină și să nu trebuiască să aibă loc intervenția, pentru că eram conștienți că putem să-l pierdem. Eram mai mică, să zic așa, în credință atunci și a fost momentul în care eram la spital și era ultimul moment în care parcă mine vinea gândul, ok, Teo, poate e ultima dată când o să-l vezi în viață și tot veneau gândul tot așa de teamă și de frică, îl iubeam ca și orice copil, dar mi-era greu să accept voia lui Dumnezeu, temându-mă că o să-l pierd. Și atunci a fost un moment în care a trebuit să supun voia mea, voia lui Dumnezeu, și să accept că dacă voia lui Dumnezeu va fi să-l ia, mama trebuia să semeze pentru că putea să decedeze în timp operației. A fost momentul în care am luptat cu Dumnezeu și acolo pe holurile spitalului mi-aduc aminte că la fel cum a fost lupta lui Iacov cu Dumnezeu, exact așa a fost și la mine, până ce Dumnezeu a trebuit să zdruncineze, zic așa, voia mea, ca să înțeleg, eu am planuri și gânduri de pace cu privire la tine, cu privire la familia ta și eu să port de grijă. Operația de curs cu complicații și a durat mult, a durat 12 ore. Chiar dacă tatăl meu era sănătos din alte puncte de vedere, nu fuma sau nu a băut, medicii au spus că au făcut tot ce a ținut de ei, din punct de vedere medical. A trecut perioada în care noi nu puteam să intrăm la el și situația lui era destul de critică. Și tot atunci am continuat să mă rog, Doamne, îl vrem între noi și îl vrem din nou acasă, dar vreau să accept voia ta, indiferent care e aia, și să înțeleg că tu ești tatăl meu și Dumnezeu s-a îndurat de noi. Și da, finalul e unul fericit, tatăl meu e printre noi astăzi. Aleluia. Dar a fost momentul în care eu a trebuit să cedez și să mă cobor și să accept voia lui Dumnezeu și să înțeleg că, indiferent care va fi răspunsul, el are un viitor și o nădejde pentru mine. Aleluia. Și de-aia vreau să mă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu știu, poate ați pierdut persoane dragi, poate treceți acum printr-o vale, valea încercării, valea morții. Dumnezeu ne trece prin tot felul de încercări, dar să nu uităm că toate lucrurile lucrează spre bine al ceea ce îi iubesc pe Dumnezeu și spre bine al ceea ce slujesc pe El. Amin. Inițial am zis că am fost de fapt provocată să spun și eu mărturie în această seară și la începutul programului parcă nu puteam aduna gândurile să mă axez pe anumit subiect, dar auzind mărturiile fetelor, parcă Dumnezeu mi-a vorbit și vreau să vă spun o mărturie care s-a întâmplat recent în viața mea. De foarte multe ori auzim și cuvintele acestea
atât de comune. Planul Domnului e perfect, planul Domnului e bun. Și de foarte multe ori noi ne confruntăm cu anumite încercări în viața noastră și nu putem să înțelegem pe deplin de ce planul Domnului e perfect în felul acela. Și vreau să vă mărturisesc cum Dumnezeu m-a învățat pe mine că planul Lui e 100% perfect. Sunt și eu studentă, de fapt am terminat anul acesta și undeva prin anul 2 am avut o materie la care eu nu prea descurcam așa de bine, era electronică și nici nu am insistat atât de mult pe materia asta și cumva mi-a rămas restanță. Și apoi, în următorii ani, au venit alte examene, m-am axat pe altceva și nu știu de ce tot amânam acest examen să-l dau. Mi era tot mai frică, parcă nu, mi se părea cel mai greu examen din toată facultatea și nu găseam pe cineva care să-mi explice. Mă gândeam eu la ceva studenți, colegii mei care ar fi buni pe electronică și ar putea să-mi explice, dar de fiecare dată când îi întrebam, ei erau foarte ocupați sau pur și simplu îmi explicau ceva foarte așa în fugă. Și am tot amânat examenul ăsta. Fiind în anul 4, trebuia să rezolv și cu acest examen. Așa că în luna februarie a trebuit să mă duc la acest examen. L-am plătit și urma să mă duc. Știu că nu eram pregătită, m-am pregătit eu așa cum am putut, dar nu prea înțelegeam în totalitate. Și înainte să plec din casă, vă mărturisesc că am ezitat de nu știu câte ori de a merge sau de a sta acasă. Am zis, oricum mă duc și nu iau. Și am zis că știu, adică știu, îmi știam ce am învățat, știam că e greu și știam că nu o să pot să-l iau. Dar ceva din interiorul meu mi-a spus, du-te, trebuie să te duci, de data asta trebuie să te duci. Așa că m-am dus și am intrat la examen, au venit profesori, au venit, erau mai mulți, printre care era și o tânără și era profesoară. Și a stat la supravegheat. Bineînțeles, a venit subiectul, m-am uitat, am văzut că nu știu și am stat cât am stat, am scris ce am scris și apoi am plecat. Și cumva eram foarte dezamăgită că, uite, m-am dus degeaba. Mi-am pierdut încă 2 ore din viața mea și m-am dus degeaba. Și nu înțelegeam cum poate Dumnezeu să mă ajute. Așa că am luat o tăria să mă rog pentru chestia asta. Și am zis, Doamne, sunt în ultimul an, trebuie să rezolv și cu acest examen. Și nu știu cine ar putea să mă ajute. Deja toată lumea, toți studenții, nu prea au timp să stea cu mine să-mi explice. Dar Dumnezeu deja, planul Lui era început. M-am dus într-o duminică la Betel. Și stăteam și mă uitam la final și văd pe acea tânără care era la supravegheat în ziua examenului că era la Betel. M-am uitat, am zis, fata asta oare a venit cu cineva, oare lui din Betel? Nu am mai văzut-o până atunci. M-am dus, am salutat-o și să înțeleg că ea venea de mult timp în Betel. Și atunci am înțeles planul Domnului. Eu mă gândeam la un coleg care să-mi explice materia asta, dar Dumnezeu mi-a dat profesorul. Fata asta, am înțeles mai târziu, că predă exact materia asta. Numai că ea a început mai târziu, predă numai de 1 an jumătate și nu am prins-o atunci când eram eu. Așa că i-am spus care e problema mea și fata aceasta a spus, Ruth, te ajut cu tot dragul. Și fata asta și-a pus la dispoziție pentru mine 3 săptămâni în care fiecare zi să-mi explice și să mă facă să înțeleg. După 3 săptămâni deja și îmi plăcea materia. Și vă spun și de ce. Pentru că fata asta a avut așa un Duhul lui Dumnezeu în ea. De fiecare dată când începeam și făceam ore, ea începea și se ruga. Se ruga pentru mine, se ruga pentru ea, se ruga ca Dumnezeu să mă facă și să-mi traducă, chiar așa se ruga, ceea ce spune ea, ca eu să înțeleg. Dar nu ai s-o prin tot. Că mai apoi am înțeles că, de fapt, de ce am amânat eu examenul ăsta? Mai apoi am înțeles, fata asta mi-a mărturisit, că pentru ea eu am fost un răspuns la rugăciuni. Am zis, cum aș putea să fiu un răspuns? O persoană care are restanțe. Fata asta e foarte bună pe ceea ce face, doar că nu are sprijinul familiei. Urmează să intre la doctorat pe acest domeniu, dar familia ei o trage înapoi și spune că nu e potrivit domeniul ăsta pentru ea. Și nu are niciun fel de susținere. Mai presus decât asta,
fiind o fată creștină, probabil cu valori creștine și morale, colegii ei de muncă nu o încurajează. De foarte multe ori îmi spunea că de multe ori plânge, de foarte multe ori e rănită. Și în anul ăsta se gândea dacă să mai meargă la doctorat sau să se oprească. Avea alte oferte de muncă, dar oarecum simțea că aici e locul ei. Dar pe de o parte erau foarte multe frământări și vedea că nimeni nu o susține. Iar eu când am venit și am spus că de fapt ea e răspunsul la rugăciunile mele și că planul Domnului e atât de perfect încât mi-a găsit profesorul care să-mi explice. Nu se putea mai bine decât atât. Ea a fost încurajată și a mers mai departe. Iar pentru mine asta a semnat că de foarte multe ori lucrurile care se întâmplă nouă în viața noastră poate să fie la un moment dat o încurajare pentru alții. Noi nu înțelegem în acel moment de ce se întâmplă așa. Dar poate Dumnezeu are un plan și la vremea potrivită va încuraja pe cineva prin noi. Așa că vă încurajez să vă încredeți pe deplin în brațul Domnului și să fiți convinși că orice plan, orice se întâmplă, e perfect în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe mai bine. El știe mai bine de ce se întâmplă lucrurile acestea. Fiți binecuvântați. Amin. Mai e cineva în sală care vrea să împărtășească cu noi? Aș vrea să mă bucur în Domnul și dau slavă Domnului. Dau slavă Domnului și pentru această zi. Pentru tinerii aceștia minunați. Mie îmi plac tinerii pentru că am și eu doi copii. M-am întors la Domnul la 57 de ani. Nu știam ce înseamnă pocăință, ce înseamnă aceste lucruri, dar aveam un student la Cluj și o fiica mea care intrase la facultate și eu nu aveam bani să-i țin pe amândoi. Din păcate, soțul meu, în momentele acelea, a fost jos, a fost robit, a fost robit de patin și eram într-un conflict teribil. Cineva m-a ajutat să ajung în America și după 5 ani de lucru acolo, mi-a expirat pașaportul. În momentul acela am simțit că totul se năruiește în jurul meu și că trebuie să mă întorc în România. Nu aveam unde să mă întorc pentru că soțul meu își dusese o nevastă nouă în casă și eu eram foarte bucuroasă că muncesc pentru doi copii ai mei. În momentul în care mi-a expirat pașaportul, eram foarte dezamăgită și toate ușile mi erau închise. O fată cu care lucrasem la un moment dat mi-a spus, zice, mam, nu te necăși, că zice, uite, vino în Michigan, eu sunt acolo și am să-ți caut un serviciu. Eu am mers în Michigan cu gândul că am să mă descurc cu metrou, cu autobusul, am să găsesc lucru pe aici, pe acolo și situația se va rezolva. Am ajuns acolo, dar eram foarte dependentă de cineva care să mă ducă și să mă aducă de la serviciu. Nu aveam mașină, nu, deci eu dependeam neapărat de cineva. Fata asta mi-a spus, zice, mă, te duc la o biserică unde merg și eu și ai să-ți găsești de lucru între români, între pocăiți. La Amvon a fost un pastor. La ora de rugăciune a făcut o chemare. Ce dacă are nevoie cineva de ajutorul Dumnezeu, biserica se roagă. M-am ridicat și am spus, rugați-vă, vă rog, pentru mine, că numai Dumnezeu mă poate scoate din această situație și să-mi dea stabilitate. După ce s-a terminat programul de rugăciune și totul, pastorul m-a chemat și zice, Doamne, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Am început să plâng și să-i spun că nu am loc de muncă și că depind neapărat de cineva care să mă ducă, să mă aducă. Și toate persoanele care erau în jurul meu erau ocupate, deci nu puteau practic să mă asigur acest lucru. Zice,
o să vedeți dumneavoastră, m-am înviat așa pe umăr și mi-a zis, o să vedeți dumneavoastră lucrarea lui Dumnezeu. În 3 săptămâni mi-a dat un loc de muncă la o bătrână în casă, în care eram eu ca proprietăriasă. Până atunci umblam pe diferite locuri, cu geantă, cu asta, mutam locurile. Și am rămas acolo. Eu nu am cerut bani acestui bărbat care m-a angajat pentru mama lui. I-am spus că vrea atâta să-mi dea. Eram chiar sub limită. Vreau să lucrez numai să nu plec acasă, că n-aveam unde veni. Și acel bărbat mi-a dat $110 pe zi. Și o proprietate. Casa bătrânei, bătrână, avea nevoie de ajutor pentru că era grea. Trebuia să... Deci nu vorbea, eu trebuia să înțeleg și trebuia să... Am cerut Domnului, am cerut lui Dumnezeu, Doamne, mi-a dat un loc așa de bun, mi-a dat așa mulți bani. Eu acești bani rest în pace și cu alții, pentru că pâinea e mare numai pentru mine. Și te rog, Doamne, dă-mi putere, dă-mi dragoste pentru această doamnă. Dă-mi dragoste și putere pentru ea. Și mi-a dat tot ce am avut nevoie, dar făcea lucruri mărețe și minunate. O făcut și în continuare, dar vreau să spun că mărit să fie Domnul. Am venit acasă, copiii mei nu m-au cunoscut, au crezut că e o fabulație, că sunt lucruri care le inventez eu, dar mama mea la 88 de ani l-a primit pe Domnul în această biserică. Mântuirea datorită acestei biserici e un loc pe care îl iubesc foarte mult cu frați, cu surori și cu cuvântul lui Dumnezeu și cu tot ceea ce am nevoie pentru a merge mai departe. Și nu vă spun că în urmă cu o lună și jumătate, băiatul meu de la Cluj s-a îmbolnăvit de COVID și cu nora mea și simptome a avut și nepoțelul meu. Am strigat la Domnul de aici, din acest loc. Și Domnul a ajutat, căzut planurile celui rău și eu sper din toată inima că întreaga familia mea și cu toți cei care sunt cei dragi a fost o lecție. Nu pentru că am meritat cu ceva, ci pentru că îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu este mare și Dumnezeu în momentele cele mai grele, El întinde mâna și El iubește pe toți păcătoșii și le arată dragoste, credincioșie și noi nu trebuie decât să trăim după cuvântul Lui și să-L iubim cuvântul Lui și să-L aplicăm în viețile noastre. Pentru toate acestea, mulțumesc Domnului și rămân recunoscătoare și aștept ca întreaga mea familie să se întoarcă pentru că au văzut lucrurile clar. Amin. Clar le-au văzut de netărgătuit și fără nicio exagerare. Pentru aceasta mulțumesc Domnului și Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin. Salmul 116 spune, puteți să veniți, invite echipa originală. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu și cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea voi chema toată viața mea. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul ispăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Am auzit în această după masă mărturii în care Dumnezeu și-a plecat urechea și-a ascultat rugăciunea. Acum ne revine nouă datoria să-L înălțăm pe El și să iubițăm minunile Lui și ceea ce a făcut El în viețile noastre. Cântarea care vrem să o cântăm spune, Iisus, Eu Te iubesc mai mult decât iubesc orice pe acest pământ, pentru că ești tot ce am. Tu ești răspunsul la rugăciunile mele. Oh,
alții Domnului. Și Pavel spune că noi nu avem de luptat împotriva oamenilor, împotriva... Dar avem de luptat împotriva duhurilor, împotriva lumii spirituale. Și în Iisus, vreau să vă dau o veste bună, în Iisus avem victoria. În Iisus avem această portiță prin care putem să fim mai mult decât biruitori, prin El. De aceea ne încredințăm tot ce avem în mâna Lui, ca să putem să fim biruitori în acest, în acest război. Hai să cântăm această cântare. O cântăm un pic diferit, este o cântare cunoscută și din Cărțile Roșii, Cântările Evangheliei, cred că la 287, țin minte. O să cântăm un pic diferit, dar vrem să spunem că victoria este a lui Iisus. A câștigat victoria prin numele Lui. A Lui să fie gloria.